De multe ori erai, mă rog, cu cheia la gât și când pierdeai cheia, da, doar atâta făceai în ușa și se ducea, intra ușa. Da, mă, perfect, și am avut cheia la gât. Da. Ia un loc aici, Pavele, și haideți să le povestim oamenilor. Că toată lumea, știi, te vede la televizor și zice, aoleu, Pavel Bartoș, celebru, mă, ăștia niciodată nu au avut probleme ăștia care-s la televizor. Dar copilăria ta chiar asta e, în care îți doreai să fii la alimentară? Nu, ideea e că la un moment dat mă întreba, știi, am trecut prin diferite faze și în care te întreba lumea ce vrei să fii și în funcție de ce ți se părea interesant, la un moment dat am vrut să fiu și primul lucru era vânzător la alimentară. Și îți spun de ce. Pentru că pe vremea aia, fiind cel mai mare dintre frate, stăteai la toate cozile posibile. Că nu exista pe atunci noțiunea de bonă. Fiind cel mai mare dintre frate, le spunem oamenilor care poate nu știu, Pavel Bartoș vine dintr-o familie. Suntem cu patru copii, doi băieți și două fete. Numai că eu fiind cel mai mare, cine avea grijă? Că nu aveam bonă, nu aveam nici bunici, nu exista nici măcar nu exista noțiunea de bonă. Și atunci eu stăteam la toate cozile posibile și imposibile. Și știu că eram foarte frustrat, că toți erau la joacă sau nu știu ce. Și tu stăteai la coadă și îți dai seama, Miercurea Ciuc, nu erau, cum să zic eu, niște temperaturi superbe, dar stăteai. Da, stăteai la coada aia de lapte întotdeauna, în care puneai întotdeauna sticla și era rândul ăla foarte mare de cozi. Eu aș fi vrut să stea sticla în locul meu. Nu, stăteai tu. Nu, și stăteam eu, pentru că era de bază, nu, mamă, deci dacă nu aveam în... Nu știu, oamenii în ziua de azi nu-și pot imagina cum e să nu ai în acea zi. Pentru că vorba aia, pe vremea aia era, cum să zic eu, pâinea era de bază, laptele. Dacă nu aveai aceste două elemente, gândește la patru copii, ce le dădeai? Și în același timp tu ai prins perioada aia în care te duceai să iei pâine pe cartelă? Da, am prins pâinea pe carte. Nu, a fost o perioadă. Ideea este că în spectacolul meu One Man Aproape Show, el conține toate aceste elemente, o parte dintre aceste elemente, pentru că sunt foarte multe povești autobiografice, tratate cu mult umor. Poate prea mult umor, cum îmi place mie să zic, și multă sinceritate. Și au așa și o doză de autoironie. Adică eu nu vreau să scot nimănui ochii, nici măcar mie, pentru că eu credeam că așa e copilăria. Eu nu credeam că există frumos altfel. Atunci. Da, era altfel, cu cheia la gât. Păi la noi, nimeni nu știe, cele mai frumoase locuri de joacă erau șantierele. La noi tot timpul se construia câte un bloc. Și la un moment dat știu că erau, mamă, să te joci pe șantierele aia. Când mă gândesc că, acum gândindu-mă din perspectiva părintelui, mamă, copiii mei să se fi jucat în rocul atât de periculoase. Da, exact. Nu știu. Deci erau cuie acolo, care puteau să le intre în picioare. Țevi, urcai, la un moment dat, știu că am urcat la etajul 10, la un moment dat am urcat și într-o macara. Adică eram, cum să zic, copii din ziua de azi. Numai că ce era mișto, nu știu, cumva atunci ne trăiam cumva copilăria împreună. Ne jucam toți în fața blocului. Știu că la un moment dat se striga la ora 8 fără 10, înainte Mihaela să înceapă televizorul, se striga Mihaela. Și atunci era, ia, fugea. Și mi-am amintesc că era unul care stătea la 8 și până ajungea la ora se termina. La etajul 8 se termina Mihaela. Și toată lumea zicea, bă, dar de ce nu vii la noi pentru să vezi? Pentru cei de acasă, Mihaela era un serial de desene animate de care aveam noi parte 10 minute înainte de telejurnal. Nu cred că 10, un fel de 5 minute. Era un fel de dintre asta în care, știi, apărea Mihaela și dispărea Mihaela. Mihaela și dispărea Mihaela. Și tu erai, până ajungeam cu toții, și de obicei ne întâlneam la unul la parter, ne fixam. Până îți dai seama că să intre în casa unui om, să intre 9-10 copii, da, mă, înțelegi? Da. Și dacă, Doamne ferește, știu că la parter aveam niște vecini care aveau, aia tot făceau prăjitură. Erau cumva ăia mai înstăriți din bloc. Și noi când intram, știam că sunt prăjituri. Și primul lucru, zăream pe ele și după aia eram așa, hai să ne uităm la Mihaela. Și știu că după aceea ascuns toate. Și noi, în timp ce era Mihaela, ne uitam, de unde sunt prăjiturile? De unde sunt alea? De unde sunt alea? Înțelegi? Până ne-am prins că sunt încuiate într-un dulap. Am înțeles, da, uite, vezi, aia e copilăria frumoasă. Și spune ce-ți mai aduce aminte din copilărie. Deci când stăteai la cozile astea să iei lapte, da, că să iei pâine. Da, dar ideea este, știi, că stai acum și te gândești așa, mamă, atunci așa era. Tu nu-ți închipuie că poate fi viața altfel. Adică să-ți imaginezi că tu fără telefon. Nu, din cauza, la noi televizorul era unul cu lămpi, tot timpul era stricat, era mileul ăla. Da, voi dădeați palme la televizor să meargă câteodată când nu este de imaginea? Noi dădeam palme și când mergea, știi? Adică, nu, doamne, mi-amintesc că ai mei cumva reparau televizorul doar de revelion. Da. Pentru că atunci te puteai uita. Știi cum se numea lampa aia de la televizor? Că era lampa aia celebră. Îți fila o lampă, că de atunci se zice, îți filează și ție lampa. Lampa PL500.
Pele 500, care tot timpul, dar la noi știi ce era? Și mi-amintesc, tu ți-amintești cum ne duceam noi să ducem, cum să zic eu, televizorul? Da, da, televizor, în pătură. În pătură, că nu aveam mașină. Pentru aveam că pentru prietenii noștri care se uită la emisiune, televizoarele pe vremea noastră erau niște cutii imense pe care le căram câte doi oameni așa. Dar știi care ar fi fost avantajul? Pentru că mi-a explicat cineva, dacă și acum s-ar fi uitat lumea la noi, la acele televizoare cu lămpi, noi în acele televizoare am fi fost subțiri, superbi. Pentru că alea lungeau. Plasmele acum te fac cu 7-8 kg mai mult. Că noi suntem slim fit. Noi suntem slim fit. Noi dacă ieșim pe stradă ne bate vântul, efectiv. Da, că toată lumea zice, Pavele, dar tu arăți foarte bine la televizor. Doamnă, nu vă mai luați plasmă, luați-vă televizor, cum să zic, cu lămpi. Exact. Dar ce mai aduce aminte din copilărie, zi? Val, știi ce îmi plăcea cea mai și le doresc asta tuturor copiilor? Vacanțele la bunici. Da, mă, să... Vacanțele la bunici sunt de neegalat. Doamne, îmi amintesc că, știi cum e, deși urai munca câmpului, că la un moment dat te foloseau bunici, hai să mergi. Singura munca câmpului care îmi plăcea era la fân. Băi, deci nu pot să cred, mă, mie nu-mi plăcea deloc acolo. La fân îmi plăcea, mie nu-mi plăcea la prășit, la aia. Da, bă, mie nu-mi plăcea la fân pentru că te duceai să întorci fânul dimineața de pe o parte pe alta. Da, ca să se usuce. Să se usuce, iar apoi trebuia să faci căpițele alea. Și cădea fânul ăla pe tine când erau 40 de grade afară. Da, într-adevăr, ăla era un inconvenient, dar era minor pentru că, nu știu cumva, îmi plăcea să stau și pe fân, să stau nu știu cum. Dar cel mai fain era că apoi a doua zi te duceai, a doua zi seara când se termina, să faci zi, o baie undeva aproape acolo, la gârlă. La băltoacă, da. Iar așa. Mâncarea aia, bă, de când mergeai la fân, la prânz, acolo, când tăia roșia, ceapa, brânza. Și era borcan, era ciorba în borcan. Da, și era ciorba, știi cum e, punea ciorba în borcan și, mamă, deci... Și venea bunica, pentru că știu că plecam dimineața la ora 5, ca să, fiind cald afară, ca să facem până la 10-11 muncă. Și bunica, ca să fie caldă mâncarea, venea, mă, nu știu, 2-3 km pe unde aveau pământurile bunicii mei și venea atunci ca să ne aducă caldă. Și știu că era totul pus așa, știi, mămăliga, încă era în, știi, mămăliga aburindă. Cum tăiai mămăliga? Poftim, cu sfoara, cu coața. Bine, atunci până ajungea la noi, nu mai tăiai coața, ci efectiv o rupeai. Fii atent, am primit de la telespectatorii noștri o fotografie, pentru că avem telespectatori care se uită la emisiunea noastră, iată la ce televizor. Uite, ăsta era. Mamă, mama lui, că și acum când îl văd, vine, uite așa să mă duc la el. Stai, stai, unde, că nu se vede, nu se vede. Se vede, stai, stai un pic. Ia, imediat, ia. Uite, ia puneți televizorul ăla cu lămpi, ca să vedeți. A, dar nu se vede televizorul cu lămpi. Nu se vede, dar avem o cameră portabilă dacă o să vină, se vede. Înțelegi? Stai, se vede. Nu se vede cu... Da. Mamă, când vedeai televizorul ăla cu lămpi, uite, acum se vede. Ia, dați-l acum. Să băgăm imaginea cu televizorul cu lămpi. Dați-l acum, ia, nu. Dați-l acum, uite așa. Uite așa făcea, uite așa făcea. Asta era. O, pardon, nu. Asta era nebunia pe care o făceam toți în acea perioadă. Da, pentru că zicea, dă, dar se dădea și ăla aparatul ăla, Gloria vechi de radio, și în ăla loveai. Bă, toate Gloria ăla negru, deci puteai antena așa. Da, ăla care prindea Europa Liberă, nu știu ce. Da, mă, și când auzeai ceva, cineva pe scări, pac, imediat îl băgai pe sub labă, mă, că auzeai. Da, pentru că n-aveai voie să asculti Europa Liberă. Nu, exact, ăla, Gloria, așa l-aveam. Ce vremuri am... Da, dar vezi că vorbim cu foarte mare plăcere. Și îți mai amintești la bătător. Da, bine, mă, cum să nu, că băteai covoarele duminica, era... Da, și nu că la bătător, noi ne vedeam la bătător și era acolo, jucam flori, fete, filme sau băieți. Da, exact. Mamă, câte... Care erau... Și acolo... Și țomapan. Și țomapan și așa, și lapte gros și... Am arătat mai devreme niște imagini cu lapte gros, vreau să ți le arăt și ție. Aulă. Poate îți mai răscolim niște amintiri. Aulă. Fii atent, ia să vezi aici. Am avut un joc, lupta generațiilor, Ilinca și tatăl Jorge au la bătaia între generații. Fii atent aici cum se juca lapte gros. Ilinca, 20 de ani, a rămas șocată, nu știa despre ce e vorba. Dar uite-te aici. Hap! Deci ăștia au ajuns la nivel, adică la mine nu era ăștia chiar. Sunt categoria grea. Băi, nene, era să-mi rupă unul spatele. Doamne, odată când a jucat lapte gros. Da, dacă nu era atent la astea, mai ales ăla care era la mijloc. Dar fii atent aici unde se ajunge, la ce nivel. Doamne Dumnezeule. Deci ăștia, tarmă. Băi, eu mă mir cum de-am rămas întregi, mă. Ideea era că știu că tot timpul, da, sau știam de la hockey, tot timpul dacă ajungeai să fii la mijloc, atunci te țineai cel mai bine, atunci trebuia să ai grijă de tine. Pentru că cel mai nasol era pentru aia care erau la mijloc. Da. Pentru că toți săreau, pe primul se sprijineau și săreau pe ăla din mijloc. Atunci era jale. Deci, da. Eu țin minte odată că am rămas fără aer, așa, de la când m-au sărit unii, am crezut că mi-au rupt coloana. Dacă nu erai pregătit, da. Păi nu, jucam, nu toți hockey, n-aveam la Târgu Jiu hockey ca la Miercureaciu. Nu, dar aveați rugby, am făcut și rugby.
Oamenii Buni. Oameni buni, vreau să vi-l arăt pe Pavel Bartos, hocheistul nostru. Ia, cât ai fost hockey? Cât ai jucat hockey? Măi, ideea este că acolo te apuci hockey, am făcut mult patinaj viteză. Pentru că tata vrea hockey, mama vrea patinaj artistic și eu când am intrat pe ușă, m-a luat antrenor de la patinaj viteză, că nu prea avea elevi. Și acum la patine cu ei. Și era ideea că toți aștepta, tata aștepta să vadă primul meci de hockey, mama aștepta prima reprezentație de patinaj artistic. Și eu i-am chemat la concurs și mi-a zis, nu știau de ce era, că la Miercurea Ciuc e singur oval de patinaj viteză. Și nu știau de ce sunt afară, adică nu stăm înăuntru. Și ziceau, tu ce faci? Când m-au văzut în colanții, știi cum e la patinaj și cu... Aoleu, dar tu faci alt tip de patinaj. Am greșit, mă, unde l-am băgat pe al nostru. Da, norocul lor a fost că am luat locul 3 și a zis, a, ai luat o cupă, a, e bine, e bine. Ai medalie, e bine. Da, ai medalie, da. Oameni buni, Pavel Bartos vă așteaptă la teatru, chiar da. Acum, sâmbătă, pe 19. Da, eu vin de la teatru, că eu am venit special pentru această... Pe 18 și 19 noiembrie la Teatrul Odeon, One Man, aproape show. Scenariu și regia, aproape Pavel Bartos. Deci dar asta, total uite, cu mine. Da. Nu e afișul. Nu, ăsta este afișul. Pe 18 și pe 19, din păcate, știți cum, nu mai găsiți bilete. Ele oricum se găsesc doar pe site-ul Teatrului Odeon și la caseria Teatrului Odeon, pentru că multă lume caută pe diverse platforme și nu există. E un spectacol tare drag mie la care... La care vă aștept și să știi că mi-a confirmat Andra că veniți. Da, pe 19, să știi că abia aștept să vin, serios. Nu, să pe știi, 19... este, e un spectacol drag. Și ca să vezi, pe 19 tot așa mai avem un eveniment, botezul lui Pepe. Așa mi-a zis, da. Așa mi-a zis Andra. Venim întâi la teatru și apoi mergem la botez. Andra mi-a zis așa, Pavele, venim la tine și după aia mergem frumos. Am crezut că e telefonul meu. Da. Și după aia mergem frumos la botez și am zis, îți mulțumesc frumos, Andra. Ideea e că s-au pus în vânzare biletele pentru data de 4 decembrie, că deci la cererea publicului pe 4 decembrie. Da, ideea este că ăsta nu e ca la Sala Palatului, adică nu e ca la Horea Brenciu, că e o dată pe an. La mine va fi cel puțin o dată pe lună la Teatrul Odeon. Și am ținut foarte mult ca premiera să fie la Teatrul Odeon, pentru că acest spectacol este făcut cu sprijinul Teatrului Odeon, pentru că cumva ține de identitatea mea și cei care o să vadă spectacolul o să înțeleagă de ce la Teatrul Odeon. Perfect, oameni, după aia nu ne preconizăm cândva și un turneu prin țară, undeva prin primăvară, după ce vom avea premiera filmului Ramon, din care va fi februarie. În februarie. Și nu uita, pe 29 noiembrie lansăm trailerul filmului Ramon. Super, foarte tare. Iar filmul o să fie în februarie când? Pe 14 februarie? Nu, de pe 3 februarie intră în cinematografe. Și Vocea României cum e? Trebuie să Vocea României, senzație! Nu-ți place, senzație! Eu abia aștept senzație! Nu trebuie să apropie live-urile finale, ușor, da, dar întâi mă bucur de confruntări. Mă bucur de confruntări. Ai văzut ce confruntări au fost săptămâna trecută? Am preferat. Băi, oameni buni, deci... Îmi place cineva mult de tot. Acum când au intrat la emisiune. Acum când au intrat și antrenorii în vorba aia, în pâine, că e de fapt de la confruntări intră în pâine. Că până atunci doar se miră și se bucură. Ei, am intrat în... Uite ce momente au făcut. Și mai avem, acum vinerea asta, alte confruntări tari. Și după aia, bineînțeles că eu aștept live-urile care sunt... mi-mi plac live-urile extraordinare. Așadar, oameni buni, Pavel Bartos vă așteaptă la Teatrul la Odeon. Ați aflat pe 4 decembrie, puteți să mai găsiți bilete. Iar la Voce trebuie să vă uitați, pentru că e senzațional ce se întâmplă acolo. Pavele, îți mulțumim mult de tot și poate odată vii să jucăm un lapte gros. Ideea e că joc. Dar sunt pregătiți oamenii pentru mine? Că de fapt așa se pune problema. Eu vin. Păi nu, că nu tu trebuie să sari, tu trebuie să stai. Păi stau, dar păi sunt pregătiți. Acolo. Sunt pregătiți, sunt? Uite, Giucă deja se antrenează. Pentru că știi cum e, mergem feri. Odată sar ei, dar după aia sar și eu. Perfect. Cărli, unde e să fie și Cărli în echipa noastră, colegul nostru? Cărli, ce, să nu spui că chem unul de 200 de kg. Cărli are 230. Nu-ți dai seama cum jucai lapte gros? Nu sunt aici! Nu sunt aici! Dom'le, el juca singur și sărea tot blocul pe el, cred că. Da, Cărli și acum e tot la lapte gros. Serios, adică... mulțumim mult de tot, Pavel, te așteptăm cu mare drag, mulțumim mult de tot. Oameni buni, mergeți la teatru, căutați-l pe Pavel Bartos și urmăriți-l la Voce vineri seară, așadar, Vocea și la teatru și mai avem multe de povesti. Mulțumim mult! Bineînțeles, la revedere! Salută și tu poporul din Miercurea Ciuc. Dragi ciucani, talentați de tot, v-am pupat. Da. Perfect, mulțumim mult de tot. Te pupăm, Pavele, baftă pa. Și spor la repetiții. Tot am impresia că ăla-i telefonul meu. Nu, dar poți să le ieși pe ăsta. Nu, că e prea scump. Ăla-i de bogați, eu am de săraci.